Au vrut să vadă unde și cum se fac emisiunile de televiziune și au vizitat sediul din Ploiești al televiziunii Valea Prahovei. Este vorba despre o parte din cursanții școlii de limbi străine Lexis din Ploiești, care au aflat în mod direct cum este să fii prezentator de emisiuni TV, dar și cum te simți în postura de invitat. Tema aleasă nu a fost una grea, pentru că elevii știu foarte multe despre proiectele de mediu, dar i-a pus într-o oarecare dificultate, tocmai pentru că se știau filmați. Voastră. Se fac proiecte de genul reciclare, plantarea pomilor și a plantelor. Foarte mare în școală și reciclăm. În școală? Da, adică în curtea școlii. Da, copiii au fost pe rând prezentatori, invitați, dar și cameramani. La sfârșit ne-au împărtășit părerea lor după o așa experiență. Invitat este mai bine. Să fii realizator este destul de complicat. Am văzut că te-ai descurcat, ai știut să pui întrebările. Da, dar mai bine este să fii invitat. Nu mi se pare chiar greu, dar nici nu este o muncă ușoară. De ce ți s-a părut că ar fi grea? Pentru că trebuie să prinzi întotdeauna invitații în prim plan și pe prezentator. Iar dacă ar vrea să fie prezentator de emisiuni, copiii și-ar dori cu siguranță divertismentul. Din lumea showbiz-ului. De cine crezi tu că e interesat publicul la momentul ăsta? În momentul acesta de divorțul dintre Irinel și Monica și Ioana și Pepe. Despre vedete și muzică. Astfel de vizite îi educă pe elevi, cred profesorii de la Lexis. Considerăm că este important ca acești copii să vadă și ce este în spatele camerelor de filmat, nu neapărat show-urile pe care le vedem în fiecare zi la televiziune și avem în plan să facem mai multe excursii de acest gen cu toate nivelurile de studenți de la școala Lexis și să sperăm că vor fi interesați cât mai mult. Ei deja par interesați de televiziune și de tot ce ține de media. Experiența trăită în redacția Valea Prahovei TV va sta la baza unui proiect pe care elevii îl vor dezvolta în limba engleză la cursurile de la Lexis.